Bună dimineața tuturor! Într-adevăr, în această perioadă, Biblioteca Națională a Republicii Moldova lansează frumoasa campanie Septembrie, nici o zi fără lectură. În cadrul acesteia, bibliotecarii își vor concentra eforturile pentru a promova valorile europene prin intermediul lecturii. Mai multe detalii ne va oferi în continuare doamna Elena Pintelei, directoarea instituției. Bună dimineața și bine v-am găsit! Bună dimineața, bine ați venit! Pentru început, am vrea să cunoaștem mai multe amănunte, ce presupune această campanie și cum se va desfășura ea. Această campanie este parte componentă a programului național Lectura Central, a ajuns anul acesta la 7-a ediție, un program care este susținut și anul acesta de Ministerul Culturii, respectiv implementat în parteneriat cu fondatorul, care este Ministerul Culturii, dar și cu administrația public locală din teritorii și comunități acolo unde activează bibliotecile noastre și desigur cu alte instituții, cum ar fi instituțiile de învățământ, culturale, dar și de alte categorii. Va fi o colaborare destul de fructoasă. Vreau să ne spuneți ce evenimente veți organiza pe parcursul acestui proiect. Va fi o colaborare fructoasă, dat fiind faptul că deja avem o experiență, respectiv vom utiliza acele relații, dar și parteneriate pe care le-am format parcursul acestor ediții și desigur că anul acesta vom desfășura mai multe concursuri care prevăd implicarea tuturor membrilor comunității, de la mic la mare, cei care sunt interesați de lectură și în special de promovarea valorilor europene. Desigur că anul acesta, cum menționam, vom avea mai multe concursuri care sunt destinate comunităților, celor care scriu un eseu frumos, desenează, celor care recită și e vorba de niște recitaluri de poezii, astfel ca la sfârșit să facem niște totaluri, să scoatem în evidență copiii, tineri, dar și maturii, cei interesați de lectură, să-i motivăm ca să participe în continuare. Scopul acestei campanii este, de fapt, într-adevăr, promovarea lecturii, dar dat fiind faptul că anul acesta noi, cei de la Biblioteca Națională, avem un an special pentru domeniul biblioteconomic și vorba promovarea valorilor europene, care rămâne tema noastră la zi și pentru următorii ani, fiindcă toți împreună ne dorim ca domeniul nostru, cartea, lectura, în timp să se dezvolte și să trăim într-un spațiu european, acolo unde cartea și lectura sunt pe agenda atât a bibliotecilor, cât și a celor instituții care se ocupă de învățare și, de ce nu, de promovarea cele mai frumoase valori, cum este lectura, cum este învățarea ce înseamnă demnitate, ce înseamnă stimă, ce înseamnă respect, ce înseamnă responsabilitate, ce înseamnă diversitate, că până la urmă acestea sunt valorile noastre universale. Dat fiind faptul că dumneavoastră ați menționat despre mai multe concursuri, aș vrea să ne spuneți cum utilizatorii bibliotecilor se pot înregistra și pot participa și ei la aceste concursuri. Odată anunțate aceste concursuri, ele sunt deschise în orice bibliotecă sau în orice localitate unde activează o bibliotecă publică, respectiv fiecare membru al comunității poate veni la bibliotecă, se înscrie în concurs, face cunoștință condițiile concursului, astfel să participe, să fie într-o concurență între localități, între raioane, chiar și la nivel național. Noi așteptăm ca avem niște așteptări frumoase și credem că și anul acesta vom avea participări pe măsură, respectiv acele rezultate vor fi anunțate în cadrul platformelor noastre naționale, la nivel național, profesionale, ca să devină niște exemple și motivație ca și cei noi veniți în profesie, bibliotecarii tineri, să se implice în următorii ani și împreună să implementăm această campanie. Septembrie, nici o zi fără lectură. Dacă aveți acum pe finală de interviu un mesaj de îndemn către toți telespectatorii noștri să vină să participe în cadrul acestui proiect, care ar fi acela? Așteptăm membrii comunității să deschidă ușa bibliotecilor, să se înscrie în concursuri,
să fie activi și împreună să promovăm cartea și lectura, fiindcă este o valoare europeană. Vă mulțumim tare mult pentru informații și vă dorim succes în desfășurarea acestei campanii. Vă așteptăm la bibliotecă. Cu mare drag, dragi colegi, atât de aici aveți legătura.